Cea mai simplă și rapidă metodă de a grăbi coacerea roșiilor. Dacă încă mai ai roșii verzi în grădină, avem câteva sfaturi care te vor ajuta să le coci acasă. Lasă roșiile verzi să se coacă pe pervazul ferestrei. Au nevoie de căldură și lumină. O altă metodă este folosirea cojilor de ouă. Aranjați roșiile în cutii cu coș de ouă și puneți-le într-un loc cald, la o temperatură de 18-20 de grade. După câteva zile, acestea vor începe să se înroșească. De asemenea, roșiile se coc mai repede dacă le depozitați într-un recipient căptușit cu rumeguș, într-un loc însorit. Alternativ, puteți învel fiecare roșie în mod individual în ziare vechi și le puteți pune pe un pervaz. Verificați roșiile în mod regulat pentru a vedea care dintre ele sunt coapte și care mai au nevoie de timp. Când depozitați roșiile, asigurați-vă că temperatura este de 15-18 grade. Temperaturile mai ridicate le pot face să se înmoaie. Adăugați la roșii câteva mere coapte, dar nu moi sau stricate. Merele trebuie să fie de producție proprie. Urmărește pe TikTok, Facebook și YouTube agroștiri.ro.